ce a explodat aici? Se pare că asta e o treabă pentru o super mamă. O să curăț Luna locul ăsta imediat. Scute ce murdare, a? Pe curând! Nu se pune nimeni cu mămică isteață! Vai, îți plăceau chestiile astea? E timpul să se bucure altcineva de ele! Un pic cam dulce pentru gustul meu! Creionul meu! Ce ți-am făcut? Începe acum procesul de ascuțire! Ia uite ce chestie interesantă! E ca un mic arc! Mami, ia uite! E foarte interesant! Stai! Am multe creioane! O să fie grozav! Uită-te la ele! Fiecare culoare a curcubeului e aici! Iar eu sunt pregătită pentru și mai multe creioane! Of! Mami? Nu mai ai creioane, scumpo? Stai puțin! Soluția se află chiar în fața ochilor noștri! O să pun luminițele astea în cutie. Frumoase, nu-i așa? Acum pune folie de plastic pe deasupra. Apoi înfășoară-o bine pe margini. Vezi cum am făcut asta? Și acum adevărata magie! Toarnă zahărul pe toată suprafața. Continuă până când arată așa. Apoi stinge lumina din cameră. Folosește-ți degetele ca să faci modele interesante. Scumpo, haide! Ce? Wow, e super cool! Poți să desenezi orice vrei. Atunci o să-mi desenez animaluțul preferat. Mă gândeam eu că o să-ți placă asta. Ești entuziasmată? Așteptai momentul ăsta de săptămâni întregi. Sper să vedem niște rechini. Să mergem! Sper că ți-ai adus niște ochelari. Închis? Cum de n-am știut asta? O să mergem în altă zi, scumpo. Oh, uneori lucrurile nu sunt corecte. Dar asta e viața, nu-i așa? Ce putem face? Dă-mi să văd chestia aia. Dacă prind chestiile astea aici, se transformă în ceva tare interesant. Wow! E propria noastră caracatiță de casă. O ador! Înnoată pe sub apă, vezi? Imaginația e o chestie puternică. Și la fel sunt și mamele. Oh, e distractiv! Nu mă pot opri din apăsatul chestiilor ăstora! Ce drăguță e! Uite cum mi se mișcă mânuțele alea mici! Sunt așa rapide! Cine are chef de paste? Cred că ți s-a făcut foame de la atâta butonat! Poftă mare! Ești prea ocupată, nu? Poate ai nevoie de ceva mai interesant! Mâncarea asta pare mai apetisantă? Nu, mersi! Ce mofturoasă! Răspunsul era aici de la început, știu! Mai întâi ne trebuie apă clocotită. E timpul pentru un strop de culoare. Acum vin pastele! Intrați acolo, fetelor! După ce s-au făcut moi, scoate-le cu un clește. Ia uite ce de culori super distractive! Prânzul e gata! Poate asta e mai pe gustul tău? Ha? Zici că sunt tăiței popit? Brusc sunt moartă de foame! Ești cea mai tare mamă din lume! Ador când îmi spui asta! Sunt gata! Împieptem părul? Și ce ai pregătit pentru prânz? Un burger? Bleah! Merele astea mor, mamă!
cutie de plastic prostănacă! Stai puțin! Elasticele astea pot face mai mult decât să țină părul! S-a terminat cu merele stricate! Privește și învață! Mai întâi vine feliatul! Vezi? Uite-le! Dar n-am terminat încă! Elasticul vine în jurul lui! Da, eu am făcut șmecheria asta! Betty, scumpo, ți-am adus niște felii proaspete de măr! Acum hai să mergem la picnic! Am ales un loc grozav! Sunt gata să mănânc niște mere, mamă! Sper că-ți plac super proaspete! Acum e momentul adevărului! Sunt destul de proaspete astea pentru tine! Wow! Le-ai tăiat acum? Nimeni nu le taie pe astea ca tine, mamă! E plăcerea mea! Ador să gătesc! Este ca și cum aș medita! Mă întreb dacă... Recunosc mânuțele alea? Se crede atât de șireată, a? Ai mâncat destule jeleuri? Frate! E spre binele ei! Ce se întâmplă aici? De ce mă urăști? Știi ce înseamnă alarma aia? E timpul pentru vitamine, mult mai bune decât dulciurile pline de zahăr! Dă mânuța, draga mea! Ia-le tu! Știu! Vrei acadeaua asta? Dar trebuie să le iei pe astea mai întâi! Blech! Eram sigură că o să meargă! Dar am o idee și mai bună! O să fie interesantă chestia asta! Jeleurile sunt extrem de maleabile și pot să bagi orice în ele! E nevoie doar de o găurică sau două! Și gata! Poți să mai mănânci una? Papă tot! Un pic mai crocantă decât de obicei! Am mers! Sunt o mamă genială sau ce? Hei, vrei o gustărică? Ei bine, nu încă! Stai cu ochii pe ea! Mai știi unde e? Ghicește! Un pic de ajutor aici, te rog! Tu știi vreun truc de mamă isteață pe care vrea să ni-l împărtășești? Sau poate că mama ta te păcălește uneori? Arată-i acest clip oricui crezi că i-ar prinde bine o mână de ajutor sau o porție de râs. Te-ai uitat deja? Abonează-te la canalul nostru ca să nu ratezi niciodată nimic!